14 octombrie. Un moment important al calendarului pastoral, ziua Sfintei Paraschiva, reprezintă pregătirea turmelor pentru iernat, precum și deschiderea principalelor târguri la care se valorificau produsele turmelor de oi. Sacralitatea impusă de calendarul ortodox face ca, în principal, Sfânta Paraschiva, asemeni Sfintei Vineri, să interzică orice tip de activitate în ziua consacrată ei. În seara zilei de 26 decembrie 1888, după slujba veceriei, din neatenție a rămas aprinsă o lumânare din sfeșnicul de lângă racla din lemn în care erau așezate cinstitele moaște. Peste noapte, sfeșnicul a ars, iar focul s-a extins la catafalcul pe care era așezată racla, arzând mocnit toată noaptea, fiind prefăcut totul într-un morman de jar. A doua zi dimineața, autoritățile de stat și bisericești, preoții și credincioșii au constatat că cinstitele moaște au rămas neatinse, încă o minune săvârșită prin puterea lui Dumnezeu. Fiind primejdie de boli, nu se lucrează, nu se coase, fiind rău de tresnet, de grindină, de bol de ochi și de cap. Cine va coase sau va toarce, va face negi la mână, spune o vorbă din bătrâni. Cum va fi în această zi, va fi mereu până la Sfântul Dumitru, cum este ziua frumoasă sau mohorâtă, așa vor fi celelalte sărbători de peste an. Dacă toamna nu plouă până la cuvioasa Paraschiva, atunci se pune iarna curând.